Eu la țară în curte aveam un corcoduș. Făcea fructe bune, roșii. Doar că unul de pe altă stradă avea un pom care avea ca roade corcodușe negre. Erau mai dulci. Și ce am zis eu și cu încă câțiva? Hai să luăm și noi, de ce nu? Dacă mai toți prietenii mei se strângeau la mine să golim pomul meu de corcodușe când erau fructele chiar și necoapte, de data asta am pornit toți împreună pe un tărâm necunoscut. Și la pomul ăla din curtea mea am avut peripeții. Am dat cu o cărămidă în cap la cineva fără să vreau, am fost amenințat cu bătaie, oho, multe chestii. Nu știu dacă am mai zis, dar în caz de nu, las pentru alt video. În fine, băi, era seară, merg cu vreo 5-5 pe strada lui nenea, trei sări gardul și intrăm în curte, doi stăteau afară. Vară, frumos, se auzeau greierii, ne suim în copcac și începem să mâncăm. Un nebun a venit cu o sacoșe și a început să-și facă provizii pentru la iarnă. Băi, și n-am auzit noi că se mișca ceva în iarnă. Și deodată de nu începe un câine să latere la baza copacului și să sară după noi, ăia doi de afară au fugit de orul pământul. Noi ăștia la alții am rămas acolo într-un pom cu un câine care voia să ne muște și care lătra de nebun. Era clar, stăpânul avea să iasă, să ne vadă, să țipe la noi, deci pe scurt am belit-o. Scăpare n-avem. Stăteam acolo, sperați până i-a venit lui unu ideea să rupă o creangă din copac să dea în câine. Se lasă ușor, ușor, îi dă una la câine, schelele ăla, iese stăpână sucumpar după noi, ne dă în jos, sărim gardul, totul se întâmplă foarte rapid, bă, și nu știu cum scăpăm și începem să fugim. După 200-300 de metri credeam că am scăpat, când deodată se aude o motocicletă. Omul avea motor, s-a urcat pe el și după noi. Am sărit alt gard în altă curte, să ne ascundem. Câine și acolo, sărim înapoi, ne vede ăla, sărim în altă curte, al câine dezlegat, eram încolțiți, frate. Nu știam ce să facem. Salvarea noastră a venit când a ieșit proprietarul din ultima curte unde am intrat și am spus că ne ascundem de asta cu motocicleta de afară, că ne fugărește. Bă, vezi că ai niște nenorociți de copii la tine în curte, auzi? Alu, scoate-i afară, firarii să fie. Bă, mă auzi? Bă, ăștia mi-au furat din pomii din curte, dă-mi încoace că le arăt eu. Bă, ia lasă-mă copiii în pace, sunt la mine în curte, sunt proprietatea mea. Și așa am scăpat, să-i dea Dumnezeu sănătate, lunelea salvatorul, mare, o mare caracter. Bă, nu știu de voi, dar eu când eram mic eram ca o maimuță. Mă vedeam Tarzan și îmi doream să trăiesc în junglă să mă dau pe liane. Toată ziua mă cățăram. Aveam pe stradă la bunica mea jos o curte la un bloc cu vreo 3 corcoduși, forță, și alți 2-3 copăcei. Bă, și când se făceau alea, vai, distrugeam copacii aia săraci. Vă dați seama că la baza coroanei nu mai rămâneau cine știe ce corcodușe, că mai erau și alți copii și oameni care treceau pe acolo. Dar cine era nebunul care se cățăra până în vârful copacului? Ce mă interesa pe mine că pot să cad de acolo să-mi rup o mână, un picior? N-aveam treabă. Ținta mea era să ajung la corcodușe. Să nu mai zic că băgam în mine până crăpam. Mă mai lua o durere de aia de burtă, mamă, mamă. Și când erau corcodușele alea verzi și acre, mamă, cum ți se făcea gura, ți se sterpezeau și dinții, blea, dar tot băgam în mine. Bă, și odată s-a întâmplat să se rupă o cracă de aia mai subțire ca așa, să mă lovesc de alta și să mă agăs cu mâinile de ultima. Și stăteam așa atârnat în aer. Putere în mâini n-aveam să mă trag înapoi, așa că nu mai aveam de ales. Mi-am dat drumul direct în cur și acum simt durerea aia, în noada curului. 2-3 zile nu m-am mai cățărat prin copaci până mi-a trecut durerea, după aceeași poveste. Și mai aveam o problemă cu cățăratul în copaci când ne jucam vații ascunse, seara și noaptea. Numai în copaci ne urcam. Bă, și era un copac mare lângă un bloc în care încăpeau lejer 4-5 oameni. Și într-o seară ne-am pus noi să ne jucăm și ne-am suit acolo și vă dați seama că dacă era lângă bloc, noaptea când aia de la etajul nu aprindea lumina, se vedea tot la ei în casă. Și ce să vedem noi? Un moș care stătea pe o canapea și se uita la un meci. Și râdeam noi ca proștii de el până se întoarce moșul și ne vede. Mamă, și-a început să urle. Dă-te jos de acolo, Hristosul mătii, că chem acum poliția. Dar cine l-a ascultat? Noi râdeam în continuare. În 3 minute îl vedem pe moș că alerga cu un baston în mână spre copac. 3 din 4 am sărit repede și am luat-o la fugă, dar ultimul a rămas acolo. Și țipa moșul. Hai, coboară de acolo! Coboară, Hristosul mătii, să vezi ce-ți fac. În timp ce frutura dita mai bastonul în mână. Ăla striga din copac. Dacă pleci, cobor. Nu, hai de cobor acum. Nu cobor. Și al naibii moș, dacă nu a stat acolo jumătate de oră, dar nici ăla n-a coborât. Până la urmă, a plecat.